Îl urmărim pe cei Cheotilo. Astăzi, toți cei care s-au vaccinat cu schemă completă, cu cele două doze, se pot cere vaccinarea cu cea de-a treia doză și a trecut cel puțin 6 luni de la ultima doză. Recomand tuturor și îndemn pe toată lumea, sunt peste 1.100.000 de cetățeni români, personal medical, dar nu numai, care se încadrează în această categorie și care se poate vaccina cu cea de-a treia doză de vaccin. Până azi dimineață, în platforma în care se pot programa pentru cea de-a treia doză, sunt programați circa 12.000 de persoane dintre cei care pot lua acest vaccin și, evident, îndemnul nostru și recomandarea noastră în continuare este și pentru cei care astăzi încă nu s-au vaccinat de a se vaccina. De asemenea, după cum ați văzut ieri, Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională proiectul de lege privind obligativitatea certificatului digital UE pentru personalul medical, respectiv pentru personalul din IGSU și Inspectoratul General de Aviație și pentru personalul din laboratoarele medicale. Este o măsură necesară în această perioadă, este o măsură care se aplică pe perioada stării de alertă, un proiect legislativ care va fi introdus în guvern și cu care guvernul se va prezenta în Parlament. Practic, pentru personalul medical sunt trei posibilități. Dacă sunt vaccinați cu schema completă, este o situație. Cea de-a doua, dacă au trecut prin boală și sunt în perioada între 15 și 180 de zile de la sfârșitul bolii, respectiv dacă se testează cu test rapid antigen sau cu test PCR, este cea de-a treia situație. Proiectul de lege prevede în cazul în care persoana respectivă nu este vaccinată și nici nu a trecut prin boală, trebuie să prezinte conducătorului unității, respectiv unității medicale, fie că vorbim de public, fie că vorbim de privat, trebuie să prezinte aceste teste. Testele se fac pe cheltuiala proprie. Statul pune la dispoziție în mod gratuit vaccin. Există această posibilitate. Vreau să vă reamintesc că 70% din medicii din unitățile sanitare din România sunt vaccinați și le mulțumesc pentru acest lucru. În cazul în care nu se prezintă, avem de a face cu o persoană din sistemul medical care nu este vaccinat, nu a trecut prin boală și nu se testează, va fi suspendat contractul individual de muncă, respectiv după 30 de zile de la suspendare poate avea loc și încetarea contractului de muncă. De asemenea, proiectul de lege prevede și sancțiuni care se aplică conducătorului unității sanitare în cazul în care nu respectă prevederile acestei legi. Dacă aveți întrebări, vă rog. Bună ziua, Carla Tănasie, Digi24. Domnule ministru, vă rog să ne spuneți ce o să faceți în privința paturilor de terapie intensivă, având în vedere că două zile la rând, cel puțin în capitală, nu mai era niciun loc liber. Dacă aveți astăzi vreo ședință cu DSP-urile, cu managerii de spitale? În fiecare zi lucrăm la acest aspect. Spuneam de la începutul preluării mandatului de interimar că cea mai mare provocare este de a avea această dinamică a creșterii numărului de paturi ATI și în București și pe plan național și care să fie înaintea numărului creșterilor numărului de internări. Ieri am operaționalizat unitatea mobilă ATI la Spitalul Marius Nasta 8 paturi. Suntem în curs de operaționalizare pentru 50 de paturi cu oxigen la Spitalul Colentina, 26 de paturi la Spitalul Cantacuzino și 18 paturi la Spitalul Colțea, ceea ce se va întâmpla azi, mâine și va degreva partea de sistem unde e necesar paturi cu oxigen.
Și de asemenea, ieri am avut o discuție și săptămâna aceasta vom operaționaliza două spitale care vor fi trecute pe spitalizare exclusiv COVID. Este vorba de Spitalul Malaxa, care are 100 de paturi, din care 9 paturi sunt de ATI și 40 de paturi cu oxigen, respectiv Spitalul Sfântul Ioan cu 200 de paturi, din care 15 paturi ATI. De asemenea, la acest spital, mai mult ca sigur, vom operaționaliza încă o unitate mobilă ATI cu 80 paturi. Deci în această săptămână, pe București, vom crește numărul de paturi ATI la aceste două spitale cu 34 de paturi, numai pe ATI, la oxigen mai mult. Puteți să ne spuneți, dacă știți, care este explicația pentru care în București ieri au fost 2559 de cazuri? Am văzut că 1400 au fost teste nealocate. Au fost și câteva acuzații din partea fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, cum că n-au fost raportate intenționat pentru a avea loc congresul PNL. Eu pot să vă promit că după ce nu o să fiu ministru interim al Sănătății, nu o să am declarații politice legate de sistemul sanitar. Eu cred că fiecare ministru al Sănătății, indiferent din ce guvern și din ce partid face parte, are o anumită responsabilitate față de funcționarea sistemului. Asemenea, declarații nu ajută din punctul meu de vedere. Putem să le discutăm pe acestea după ce trecem de valul pandemic, se poate face o analiză cu eventuale greșeli care s-au făcut. Nu cred că aici este o greșeală, nu este niciun fel de greșeală. Modalitatea de calcul este stabilită chiar de domnul ministru Voiculescu în martie acestui an. Mai am o singură întrebare care nu are legătură cu vaccinarea. Cum comentați demisia ministrului Agriculturii Oros? A fost vreo discuție? Știați că urmează să-și dea demisia? Nu a avut loc nicio discuție. Cel puțin eu nu am discutat cu domnul ministru Oros. Am avut personal o colaborare bună. Este decizia dânsului categoric. Bună ziua, Emma Schweninger, Observator. Domnule ministru, în Europa aproape că nu mai există restricții nicio țară, doar noi am rămas cu ele. Ce facem? Și vă rog să-mi spuneți dacă certificatul verde va deveni obligatoriu și pentru cadrele din sistemul educațional. Noi am făcut proiectul de lege pentru personalul medical, pentru că aceasta este atributul Ministerului Sănătății. Dacă există alte domenii în care se dorește să se introducă această obligativitate a certificatului digital, sigur, vom discuta cu miniștrii de resort, dar nu aș vrea să mă pronunț pe alte sisteme. În ceea ce privește situația din alte țări, respectiv situația din România, recomandarea noastră fermă în continuare este aceea de vaccinare. Vedeți că celelalte țări au o rată de vaccinare a populației semnificativă și care în mod categoric ajută la ridicarea acestor restricții. Deci mijlocul principal de protecție, de protejare prin care putem să ne reluăm viața de dinainte este vaccinul. Directorii de școli se plâng că nu au teste și nu îi pot testa astfel pe copii. Știți despre această problemă și ce soluție există? Știu de această problemă. Vineri am dispus o analiză la nivelul Ministerului Sănătății împreună cu Direcția de Sănătate Publică și pot să vă spun că astăzi voi semna ordinul de distribuire a noi teste către DSP-uri pentru școli. Toate județele care au solicitat în mod oficial la Ministerul Sănătății teste în plus pentru școlari, pentru a fi distribuite în școli, vor primi. Există și județe în care încă nu este necesar a fi suplimentată acest număr de teste. Deci toți cei care au solicitat vor primi astăzi aprobare. Avem teste suficiente și dacă există o centralizare la nivelul Ministerului Sănătății, câte teste ar urma să ajungă în școli în următoarea perioadă? Astăzi vă comunic oficial cifra. Evident, avem o analiză pentru că ea, cum v-am spus, a fost dispusă vinerea trecută. Mulțumesc! Bună ziua, Alexandra Nistorescu, Realitatea Plus. Domnule ministru, în urma acestui proiect de lege pus în transparență, cei de la Sanitas spun că se vor întâlni, ba chiar amenință cu proteste, cu greve în următoarea perioadă și spun ei că prin acest proiect de lege am putea rămâne fără jumătate din personalul medical și se referă și la personalul auxiliar din unitățile medicale. Cum comentați acest lucru și ce vom face în situația în care rămânem fără personal medical, în situația în care în spitale sunt tot mai mulți pacienți? Avem 15 state
în întreaga lume, dintre care unele în Uniunea Europeană, care au impus vaccinarea obligatorie. Noi, prin acest proiect legislativ, spunem că cei care nu s-au vaccinat trebuie să se testeze. Este totuși o nuanță, dar încă o dată sunt 15 state care au impus vaccinarea obligatorie. Am urmărit imagini în direct de la Spitalul Militar Central, acolo unde ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo și-a administrat cea de-a treia doză de vaccin împotriva COVID-19, în contextul în care astăzi în România începe campania de vaccinare cu cea de-a treia doză de ser împotriva COVID-19. Sunt peste 1 milion de români care se încadrează în această categorie, a spus ministrul interimar al sănătății, și până în această dimineață s-au programat pe platformele de vaccinare 12.000 de persoane. Îndemnul nostru este și pentru cei care încă nu s-au vaccinat deloc să se vaccineze. A vorbit ministrul Ceche Otilo și despre acel proiect de lege conform căreia cadrele medicale care nu prezintă certificatul verde digital la intrare la locul de muncă pot fi concediate. Este vorba despre suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă de 30 de zile, apoi desfacerea contractului individual de muncă.